încă de la început, cu toți împreună, am vrea să binecuvântăm pe Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Merită să mulțumim lui Dumnezeu, merită să-L binecuvântăm în această seară, pentru că eu cred că suntem aici pentru că El, bunătatea Lui, ne-a ajutat, ne-a binecuvântat, a fost cu noi și ne-a dat atât voința cât și înfăptuirea să putem să fim într-o seară, o seară mai deosebită în Biserica Pentecostală din Bișeu de Jos. Am dorit ca în tot ceea ce se va face în locul acesta, în primul și în primul rând, numele lui Dumnezeu să fie înălțat. Și în al doilea rând, aș vrea ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre. Dumnezeu să zidească poporul Său, să mântuiască, să-și arate slava prin tot ceea ce se va face în locul acesta. Nu vă face altceva decât ceea ce găsim scris în Sfânta Scriptură, că Biserica Primară, primii creștini, făceau atunci când se întâlneau în casa de rugăciune. Ne vom ruga lui Dumnezeu. Vom cânta cântări spre slava Domnului și chiar dacă e oarecum spre sfârșit, cred că lucrul cel mai important pentru care suntem în seara aceasta, la o seară de evangelizare, este să se vestească cuvântul Evangheliei și noi toți ceilalți să ascultăm acest cuvânt. Dumnezeu să ne ajute, să ne deschidem inimile și Dumnezeu să ne vorbească în această seară. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că împreună cu Biserica, cu cei invitați în casa Domnului în această seară, să fiți împreună cu noi, se află frați care în mod special au fost chemați pentru a sluji. Aici în partea dreaptă, un grup de frați din Lespedea, le spunem un bun venit. Zicem că Domnul să-i binecuvânteze și Dumnezeu să-i folosească în lucrarea lor de slujire prin cântare. Să-i binecuvânteze Domnul în ceea ce fac. De asemenea, ne bucurăm să avem împreună cu noi seara aceasta pe fratele pastor Marius Turza, zicem și lui un bun venit. A venit din localitatea Siget, pastor în biserica numărul 1 din Siget. Domnul să-l binecuvânteze. La vremea cuvenită va vesti cuvântul Evangheliei pentru noi toți. Domnul să-l întărească și să-l binecuvânteze la aceasta. Am vrea să începem slujirea din această seară cu rugăciune și de aceea haideți să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și aș dori ca prin fratele Alin să cere binecuvântarea și ajutorul Domnului pentru tot ceea ce se va face în locul acesta. Amin. De la despre de-a vorba de Domnul, două cântări. După aceste două cântări, Biserica va lăuda pe Domnul cu o cântare. În timpul acestei cântări o să rog pe fratele Mihai să vină în față și va avea un îndemn pentru o următoare rugăciune pe care o vom face.
aceea zi. Filipeni spune în capitolul 4, versetul 4,
Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Domnul să ne binecuvinteze. Amen. Aș vrea ca să ne rugăm și acum vă invit ca să vă ridicați în picioare și aș vrea ca să ne rugăm prin doi frați. Așa cum stăm, le rog pe fratele Grigore de la Vișeu să vă ruga și apoi fratele Vasile Popuș să vă ruga. Domnul să binecuvinteze. De 5-6 cuvânt de slavă Domnului, Domnul să-i binecuvânteze. Așa că vă găsi de cuvință, vă lăuda pe Domnul, după care biserica va avea o cântare, în urmă vom continua. Mai e puțin și
Oh.
Sana.
Bursa să citească un cuvânt din Sfânta Scriptură care îl va folosi pentru mesajul din această seară. Am primit în Scriptură și m-am dus cu gândul la un cuvânt din partea lui Dumnezeu transmis prin profetul Isaia, un cuvânt găsit în cartea acestuia, capitolul 55, care spune în felul următor. Dumnezeu vorbește prin profetul Isaia, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. M-am gândit la profetul Isaia care vine și Dumnezeu îi transmite și îi spune, uite, gândurile poporului nu sunt gândurile mele. Căile lui nu sunt căile mele. Planurile lui nu sunt planurile mele. Și m-am gândit că, după cum urmează și după cum vorbește Dumnezeu, în sigur, probabil că la momentul acela poporul lui Israel și-a pierdut nădejdea. Probabil nu mai avea nicio nădejde că cuvântul lui Dumnezeu, care l-a auzit, care a fost vestit, se va mai împlini. În acest context, vine Dumnezeu și reafirmă din nou un fapt pe care noi îl recunoaștem, că niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu nu va rămâne să nu se împlinească și niciun cuvânt pe care Dumnezeu îl rostește nu se va întoarce fără să aducă rost, slăvit să fie Domnul. Nu știu care sentimentul nostru, nu știu ce simțim noi în seara aceasta, nu știu cu câtă credință și nădejde în împlinirea voii lui Dumnezeu am venit în locul acesta. Dar chiar dacă noi nu credem, Dumnezeu este credincios, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu, gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci Dumnezeu vede cu totul altfel decât cum vedem noi, chiar dacă e așa, totuși eu cred că Dumnezeu își împlinește făgăduințele, slăvit să fie Domnul. Și eu cred că Dumnezeu care vestește cuvântul prin slujitorii săi, va face ca acest cuvânt, așa cum am citit aici, nu se va întoarce fără să aducă rod, slăvit să fie Domnul. Amin? Și pentru că sunt încredințați și suntem încredințați că Dumnezeu este Cel care lucrează, am vrea să stăm înaintea Lui și să mai avem o rugăciune în care, în mod deosebit, poate ar trebui să ne cerem iertare, spunem, Doamne, iartă-ne că de atâtea ori parcă am predicat fără nădejde, de atâtea ori ne-am rugat fără nădejde, de atâtea ori poate că nici n-am mai făcut-o pentru că n-am mai crezut că se poate întâmpla ceva. Chiar dacă e așa, noi putem să ne recunoaștem și dincolo de slăbiciunea noastră, vrem să ne rugăm Dumnezeu să lucreze El, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să-și facă El lucrarea în locul acesta și să binecuvânteze slujitorul său și prin intermediul cuvântului, pentru că cuvântul nu e al nostru, ci al lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, să lucreze și acest cuvânt să aducă rod, să vindece suflete, să dea bucurie, să zidească, să mântuiască, slăvit să fie Domnul. Eu cred că Domnul face lucrul acesta, mărirea Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vă voi ruga pentru acest cuvânt și în urmă fratele Marius va citi cuvântul potrivit pentru seara aceasta de Evanghelie. Dumnezeu, Creator al Cerului și al Pământului, aș vrea să-ți mulțumesc pentru această seară, pentru acest timp, pentru posibilitatea minunată pe care o avem să fim în locul acesta. Îți mulțumesc că suntem aici, adunați din mai multe părți, dar ceea ce face mai mult decât orice să ne bucure este faptul că noi credem și știm că Tu ești în locul acesta. N-am venit în numele nostru, n-am venit prin puterea noastră, nu suntem doar noi aici, ci îți mulțumesc, Tată Ceresc, că și Tu l-ai trimis pe Fiul Tău. Îți mulțumesc că în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, noi avem îndrăzneală în această seară și îți mulțumesc că prin Duhul Sfânt Tu ești prezent în locul acesta. Ne sperim înaintea Ta, Doamne,
Doamne, dacă noi am venit, Doamne, Tatăl Sfânt, și starea noastră nu este o stare a credinței, Doamne, o stare plăcută și după voia Ta, nu facem decât să ne plecăm capetele, să ne cerem iertare, Doamne, și să recunoaștem că suntem oameni, Doamne, și poate că gândurile noastre n-au fost gândurile Tale, planurile noastre n-au fost planurile Tale. Te rog să ne ierți în seara aceasta și dincolo de slăbiciunea noastră, de credința noastră, de lipsa noastră de îndrăzneală, îți mulțumesc că Tu ești Cel care îți împlinești cuvântul. Te rog în seara aceasta, lasă un cuvânt sfânt din partea Ta, un cuvânt plin de autoritate, Doamne, Tată Sfânt, care să fie pentru noi, pentru fiecare. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că știm că, Doamne Iisuse, nu noi suntem cei care vestim, Doamne, Tată Sfânt. Nu noi suntem cei care facem să rodească. Îți mulțumesc că Tu, prin Duhul Sfânt, ești Cel care lucrezi. Binecuvântează pe fratele nostru, Doamne, Tată Sfânt, Marius. Voia Ta luminează, dă-i autoritate și putere. Îndepartă, Doamne, orice gând de împotrivire din locul acesta, orice putere, Doamne, Tată Sfânt, care se împotrivește adevărului și cuvântului Tău, în numele Lui Iisus Hristos, te rog, deschide inima poporului Tău, departe gândurile noastre, care dacă nu sunt în voia Ta, Doamne, fără să fie ațintite spre Tine, în numele Domnului Iisus, îți mulțumesc, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Dragii mei, cuvântul Domnului pe care în seara aceasta vrem să-l citim, îl găsim scris în Evanghelia după Luca, capitolul 22, pagina biblică 1020, pentru cei care vreți să-l urmăriți, versetul 39, începând până la versetul 53. Haideți împreună să luăm aminte asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu, care în seara aceasta este adus în atenția fiecăruia dintre noi. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o încătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a Ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin, cade în moarte și a început să roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis: Iudo, o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia. Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-l până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor, străjerilor templului și bătrânilor care venise împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomece. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm, domnule. Frații, era repede, am văzut, Doamne, Domnul. Thank you.
această bucurie să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră, în mod deosebit să-i salut pe cei care onorează o invitație care le-a fost făcută și prin prezența lor aici, practic, ne aduc și nouă bucurie, mulțumire și ne rugăm împreună cu toată biserica Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Cu siguranță că îi salut și pe frați, surori, cei de la Vișeu și nu numai. Îmi dau seama că suntem și din alte părți aici. Mă bucur să-l salut și pe fratele păstor, Marcel Curtea. Îmi doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, să continue să se apropie de noi, de inimile noastre și să vorbească vieții fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie Domnul, glorie de noi. Dragii mei, vedeți, atunci când ne uităm în Scripturi, practic putem să vedem un îndemn foarte clar, care putem să-l și citim în epistola lui Pavel către evrei. Mi se spune așa, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Atunci când vorbim de dezvoltarea noastră, atunci când vorbim de chemarea noastră, de identitatea noastră ca persoană, vedeți, vorbim până la urmă, când avem în vedere personalitatea noastră, avem în vedere și partea spirituală a vieții fiecăruia dintre noi. Partea aceea care l-are în vedere pe Dumnezeu. Partea aceea care se raportează la Dumnezeu. Și dați-mi voi să vă spun, și cred că îmi veți da dreptate, atunci când vorbim de raportarea noastră la Dumnezeu, nimeni nu este exclus. Nimeni oarecum nu este pe din afară atunci când vorbim de voia lui Dumnezeu exprimată în dreptul nostru. Până la urmă, absolut fiecare dintre noi, toți cei care suntem prezenți aici, am putea să fim parte a voii lui Dumnezeu, am putea să fim parte a planului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Știți care lucru pe care îl vedem uitându-ne în Scripturi? Atunci când ne uităm la voia și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, putem să spunem fără să greșim, și chiar o spunem, pentru că e important lucrul acesta, vedeți, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, voia lui Dumnezeu pentru noi, nu exclude până la urmă piedica, obstacolul, înfășurarea pe care păcatul poate să o facă vieții fiecăruia dintre noi. Și atunci când, în dorința noastră de a fi în voia lui Dumnezeu, de a fi în planul lui Dumnezeu, eu știu, nutrim nădejdea aceasta, dorința aceasta în inimă, dragii mei, ne va fi dat să înțelegem că din preună cu voia lui Dumnezeu exprimată în dreptul nostru, imediat lângă noi, e și piedica. Imediat lângă noi, e și obstacolul. Imediat lângă noi, e și înfășurarea păcatului. N-am vrea să spunem și nici nu spunem în seara aceasta, atunci când un om vine la Dumnezeu, că el nu va avea obstacole. Atunci când un om vine la Dumnezeu, nu va avea piedici. Atunci când un om vine la Dumnezeu, nu va trebui până la urmă să se desprindă din caracatița și capcana păcatului. Din contră. Atunci când un om vine la Dumnezeu, Dumnezeu, practic, este Cel care ne spune, ne comunică, ne arată, ne învederează faptul că va trebui să facem față unor astfel de obstacole. Va trebui să le depășim, va trebui până la urmă să le escaladăm. Și de dorit să le escaladăm. Vedeți, atunci când vorbim oarecum de înfășurarea păcatului, atunci când vorbim de oferta păcatului care vine spre viața noastră, nu-i mare lucru să păcătuiești. Oricare om din Vișeu de jos știe să păcătuiască. Nu-i complicat să păcătuiești. Nu-ți trebuie, eu știu, pregătire, abilitate, înzestrare specială ca să fii un om care, eu știu, să te îndelencești cu păcatul. Oricare om poate să păcătuiască. Știți unde apare abilitatea, înzestrarea, echiparea, dibăcia, eu știu, iscusința spirituală? Știți unde apar lucrurile acestea?
apar în dreptul omului care escaladează păcatul, apar în dreptul omului care trece obstacolele care stau în față, aici practic vorbim de abilitate. Unoară, atunci când mă uit în Psalmul 1, deci e un psalm care putem să-l citim, putem să privim la el, uitați ce spune psalmistul la un moment dat, vis-a-vis de cei răi, vis-a-vis de cei care trăiesc în păcat. Spune așa, nu tot așa este cu cei răi, versetul 4 din Psalmul 1. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Cu alte cuvinte, știi ce spune psalmistul? Cei răi sunt ușori. Și dacă vine un vânt, vedeți, am putea să asimilăm de data asta vântul, eu știu, cu puterea întunericului, cu puterea vrăjmașului. Vă aduceți aminte cum vânt a lovit în casa copiilor lui Iov și toți și-au pierdut viața? Și noi știm bine cine a fost în spatele acelui vânt care a luat viața celor copii. Și vedeți, atunci când vântul bate, eu știu, oferta păcatului, oferta întunericului, oferta celui rău, vorbim despre niște oameni care sunt foarte ușori. Ca pleava pe care o spulberă vântul. Dar vedeți, psalmistul, în psalmul acesta 1 pe care îl scrie, el e cel care ține să spună despre cel care îi a ancorat în Dumnezeu. Despre cel care îi e în voia lui Dumnezeu. Și el ține să spună despre el că este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Aha, are rădăcină. Are statornicie. Are până la urmă acele rădăcini care aduc rod la vremea lui. Ale cărui frunze nu se veșteșesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Să păcătuiești și să trăiești departe de voia lui Dumnezeu e simplu. Nu înseamnă că ești un om cu greutate. Din contră, ești un om ușor. Greutatea, abilitatea, survine în viața oamenilor care nu se lasă duși de vânt. Nu se lasă până la urmă momiți și atrași de ceea ce păcatul întunericul le oferă. Și într-adevăr, dragii mei, atunci când vorbim de voia lui Dumnezeu, o seară de evanghelizare, în care Dumnezeu ne cheamă la El, în care Dumnezeu ne cheamă până la urmă în voia Lui, ne cheamă în dezvoltarea spirituală a fiecăruia dintre noi, ne cheamă în relaționarea corectă față de El, în trăirea noastră spirituală împreună cu El, cu siguranță că vom identifica piedici. Cu siguranță că le vom vedea. Mă gândesc în seara aceasta, pentru mulți dintre noi, nu-i prima seară de evanghelizare la care am fost parte. Nu-i pentru prima dată când cuvântul lui Dumnezeu răsună în inimile noastre. Se poate întâmpla să fie răsunat și în alte împrejurări. Chemarea dulce a lui Dumnezeu, tandră, binecuvântată, de dorit pentru viața fiecăruia dintre noi, să fie să răsunat în inima noastră. Și oare cum să fie înțeles că Dumnezeu ne cheamă, că Dumnezeu are un plan pentru noi, că Dumnezeu până la urmă vrea să ne pună în voia Lui. Și totuși, în ciuda chemării pe care am auzit-o, în ciuda dulcei chemării a Lui Hristos, să identificăm piedica, să identificăm obstacolul, să identificăm o anumită înfășurare a păcatului din care să nu pot scăpa. Și vedeți, nu la voia întâmplării, autorul epistolei către evrei ține să spună, să dăm la o parte, dar orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință, cu alte cuvinte, perseverență, hotărâre în alergarea care ne stă înainte. Și Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră. Amin. Dragii mei, vedeți, în seara aceasta, practic eu am citit cuvântul lui Dumnezeu, care are în vedere nimic altceva decât pe singurul Fiul lui Dumnezeu, Iisus din Nazaret. Și în dreptul Lui Dumnezeu și-a exprimat voia. Și în dreptul Lui a fost o chemare. Și în dreptul Lui a fost un plan al lui Dumnezeu Tatăl. Dar din preună cu planul, chemarea pe care Dumnezeu a avut-o, au fost și piedicile.
Au fost și obstacole. Au fost și acele situații în care Iisus, practic, este în mijlocul unor evenimente. Am putea să le spunem și în seara aceasta, fără să greșim, vedeți, El e Cel care, practic, vede ceea ce se întâmplă dincolo de evenimentele lumii materiale, dincolo de evenimentele acestea, El vede o putere, un ceas al întunericului. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și în viața Lui, până la urmă, au fost acele situații în care cel rău a încercat să-L scoată din voia Tatălui. Să-L scoată din voia Lui Dumnezeu. Vedeți, voia Lui Dumnezeu pentru El, fără să greșim, atunci când ne uităm în Evanghelia după Luca, capitolul 3, și am putea să citim și în Evanghelia după Matei lucrul acesta, ni se spune că în ziua în care El a primit botezul, s-a auzit un glas din cer, glasul Tatălui, care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Știți ce spun unii cercetători? Și le-am dat dreptate. Că de fapt aici Iisus primește un mesaj. Mesajul Tatălui era nu altul decât faptul că El trebuia să aducă la Dumnezeu toate națiunile Pământului. Și modul în care El trebuia să le aducă la Dumnezeu era prin suferință. Era până la urmă prin răstignire. Atunci când ne uităm, și n-aș vrea eu așa de mult să insist aici, dar vedeți că ne uităm în Psalmul 2. Spune aici așa: Domnul mi-a zis, versetul 7, Tu ești Fiul meu. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Și glasul Tatălui, când El era în apa botezului, a fost la fel. Tu ești Fiul meu. Iisus din Nazaret, omul acela, vorbim și de Dumnezeu în mijlocul nostru, dar vorbim în același timp și de Cel care se identifică cu umanitatea noastră și om, om în carne și sânge, ca fiecare dintre noi. Fiul Mariei, Iisus din Nazaret. El e Cel care cunoaște Scripturile și știe că Fiul prea iubit al Tatălui, El e Cel care trebuie să aducă în moștenire, să câștige marginile pământului pentru Dumnezeu. Și chiar aici, când mă uit, vedeți o altă referință, Isaia, capitolul 42, spune aici așa, în versetul 1, Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Și recitesc cuvintele lui Dumnezeu când El era în apa botezului. Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. În Isaia, capitolul 42, spune, repet, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Ei, dacă ne uităm la robul Domnului, chemarea lui e una dureroasă. Pentru că, vedeți, dăm pagine un pic mai încolo și putem să vedem în Isaia, capitolul 50, practic putem să-l vedem aici, pe robul Domnului, descris în versetul 6, în felul următor, din capitolul 50. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau. Și obraji înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Practic, în fața Lui stă voia Tatălui Ceresc. Și în situația aceasta în care se găsește, dragii mei, nimic altceva nu se întâmplă decât cel rău se apropie de El. Se apropie de ființa Lui, ca El să renunțe la voia Lui Dumnezeu, exprimată clar, exprimată până la urmă foarte categoric, în dreptul ființei Lui. Și Iisus e Cel care trebuie să poarte o luptă. Iisus e Cel care trebuie să treacă peste obstacolul acesta. Iisus e Cel care trebuie să facă față piedicilor care stau în fața Lui. Vedeți, în seara aceasta, dragii mei, eu sunt convins că în fața fiecăruia dintre noi sunt piedici. Sunt convins că în fața fiecăruia dintre noi sunt obstacole atunci când vorbim de voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți, obstacolul acesta, într-adevăr, se pare că e ultimul atac a vrăjmașului, privind la ceea ce însăși Domnul Hristos spune, acesta este
ceasul vostru și puterea întunericului. E ultimul atac. Atunci când ne uităm la viața Domnului Hristos descrisă de Evanghelie, nu e singura situație când cel rău a încercat să-l depărteze de voia și de planul lui Dumnezeu. Vedeți, chiar aici, în Evanghelia după Luca, imediat după ce Domnul Hristos e botezat, putem să vedem că Satana s-a apropiat de el. Și în oferta pe care o face, practic putem să vedem aceste cuvinte adresate Domnului Hristos: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acestea să se facă pâine. Dacă ar fi să ne uităm la un principiu, dacă ar fi să ne uităm până la urmă la ceea ce se desprinde din oferta celui rău, dragii mei, fără să greșim, am putea să spunem că diavolul îi spune nimic altceva: nevoile tale fizice sunt mai importante decât nevoile tale spirituale. Adică bunăstarea ta fizică și trupească e mai importantă decât dezvoltarea ta spirituală. E mai importantă decât voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Decât tu să rămâi în voia lui Dumnezeu. Asta îi spune. Asta îi spune. Și din păcate, dragii mei, vedeți, suntem în situații din acelea în care să ne uităm la voia lui Dumnezeu și să ne uităm la nevoile noastre materiale și să trebuiască să alegem. Să ne uităm la chemarea pe care Dumnezeu ne-o face de a fi în voia Lui și să ne uităm, eu știu, la niște lucruri pe care le-am putea realiza din punct de vedere material. Pe care realizându-le, pe care urmându-le, să descoperim de fapt că ne scot din voia lui Dumnezeu. Să descoperim de fapt că ne duc departe de planul lui Dumnezeu pentru noi. Nu o să uit niciodată, călătoream, făceam naveta, veneam înspre școală, la Repedea, și când la un moment dat am luat la ocazie o femeie, călătoream cu un frate, el conducea, era un agent comercial pe satele acestea de Bevișeu, și, mă rog, fratele acesta de curând se întorsese la Dumnezeu, punea predici, punea cântări. Și femeia aceea, vrând nevrând, intrând în mașină, a început să asculte predica, cântarea care era acolo. Și oarecum a început să ne povestească povestea vieții ei. Era convinsă că trebuie să pocăiască. Era convinsă că trebuie să încheie un legământ cu Dumnezeu. Era convinsă de lucrul acesta. Știți care era piedica ei? Rămăsese văduvă. Și în urma plecării soțului ei, ea se bucura de o pensie de urmaș. Dar era un fleac. 2 milioane. 2,5 milioane. E, fiind văduvă, eu știu, a cunoscut pe cineva, o persoană de încredere din Petrom, mi se pare. Că din Petrom era. Își dorea așa de mult până la urmă, venea din zona aceea a Sălți Sigurului. Da? Acolo a auzit cuvântul Dumnezeu. Acolo a avut clar până la urmă în ființa ei chemarea pe care Dumnezeu o face. Pentru ea era sigur că trebuie să se boteze. Pentru ea avea o convingere interioară că trebuie să facă pasul ăsta și să vină în Biserica Domnului. Dar venind și până la urmă, eu știu, cunoscând acea persoană de încredere, n-a putut să meargă să legalizeze relația aceasta la starea civilă. Să spună că se căsătorește a doua oară. Știți, datorită cărui fapt, își pierdea piesele de urmaș. E, nelegalizând relația aceasta, normal că nimeni nu o boteza. Întotdeauna, eu știu, lucrătorii, păstorii, cei care analizează o cerere de botez, practic se uită la lucrurile acestea. Nu poți să trăiești într-o relație ilegitimă, incorrectă și să vrei să fii botezat. Puneți totuși ordine în relația dumneatale și mai apoi cu toată bucuria te botezăm. Și pentru 2,5 milioane pe lună. În ciuda chemării pe care Dumnezeu i-o făcea. În ciuda faptului că era convinsă că trebuie să se boteze și să vină la Dumnezeu în felul acesta, n-a putut să o facă. Vedeți dumneavoastră cât e piedici sunt? Când mă uit la a doua ofertă pe care cel rău i-o face. Vedeți? Aici deja vorbim de lucruri mai profunde.
Vorbim până la urmă de lucruri mult mai dibaci. Vezi, imediat când Domnul Hristos refuză oferta celui rău, practic putem să-l vedem pe cel rău ducându-l pe strașina templului și de acolo cerându-i să se arunce jos. Pentru că îngerii lui Dumnezeu, citează din Psalm, te vor purta pe brațe, toți vor vedea că până la urmă ești o persoană deosebită, că ești omul lui Dumnezeu, toți vor recunoaște lucrul acesta și tu nu vei avea nimic. Vedeți, nimic altceva cel rău nu încearcă să facă în viața Domnului Iisus, decât El să se pună în fața lui Dumnezeu. El să se pună mai presus de Dumnezeu. El să se pună înaintea lui Dumnezeu. Și oarecum ochii oamenilor să nu privească înspre Dumnezeu, ci să privească înspre propria lui persoană. Și dacă se poate, vedeți, în situația asta, dacă ai putea face ceva spectaculos, prin lucrul acela spectaculos pe care îl faci, toți să fie mirați. Extraordinar. Vedeți, de foarte multe ori vorbim aici de acea dorință, de acea pretenție pe care noi avem în fața oamenilor, în fața colegilor. Nu suportăm până la urmă o lipsă a recunoașterii. Nu suportăm, eu știu, cineva să ne înjosească, cineva să ne ocărască, cineva să ne ridiculizeze. Și din dorința aceea pe care o avem, ca în fața oamenilor să dăm bine, să avem apreciere, o de câte ori sunt oameni care renunță la voia lui Dumnezeu. Ce vor zice oamenii dacă eu aleg voia lui Dumnezeu pentru mine? Ce vor zice colegii de muncă dacă eu intru în planul lui Dumnezeu de lucrare pentru viața mea? Vedeți dumneavoastră că e un obstacol destul de serios? Ce vor zice cei din familia mea? Cum se vor relaționa față de mine? Și vedeți, când ne uităm la al treia ofertă a celui rău, practic putem să vedem calea aceea scurtă, nu-i așa, a compromisului. Oricum Domnul Hristos venea să aducă sub autoritatea Lui toate națiunile Pământului. Însuși Dumnezeu în Psalmul 2 i-a promis lucrul acesta, dar vedeți, calea pe care o arată cel rău e o cale scurtă. E o cale a compromisului. Adică obține ceva corect. Corect, drept. Dar printr-un compromis. Și atunci când ne uităm în Evanghelia după Luca, dragii mei, tare frumos ar fi fost dacă diavolul n-ar mai fi venit niciodată la el. Dar știi ce ne spune Evanghelistul Luca? Că diavolul l-a lăsat, dar numai până la o vreme. Că iar mai apoi s-a apropiat de el. Iar până la urmă vine să-l determine să renunțe la voia lui Dumnezeu, la planul pe care Dumnezeu îl avea pentru viața lui. Și vreau să vă spun în seara aceasta, practic mă repet prin ceea ce spun, sigur, atunci când vorbim de planul lui Dumnezeu pentru noi, care atrage după sine binecuvântare, care atrage după sine, până la urmă, prezența lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră implică piedica, implică obstacolul, implică până la urmă trecerea și scăparea din acea înfășurare a păcatului, care stă așa de aproape de viața fiecăruia dintre noi. Vedeți, atunci când ne uităm la Domnul Iisus și oarecum am încercat, oare când cel rău s-a mai apropiat de El? Dacă în cele trei situații, tentativa Lui n-a fost una reușită, și mai apoi Evanghelistul îi se spune că s-a întors din nou la El, vedeți, putem să vedem atunci când, prin nimeni altul decât printr-un foarte apropiat, ucenicul Petru, pe care Iisus îl avea în cercul acela intim, foarte apropiat Lui, la un moment dat încearcă să-l determine să nu mai meargă, să nu mai fie în planul și în voia lui Dumnezeu, care includea în cazul lui Iisus suferința, includea în cazul lui Iisus moartea și răstignirea pe cruce. Și Petru e cel care îl retrage deoparte și îi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Adică am putea să spunem în seara aceasta, că atunci când în fața mea stă planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, s-ar putea să se apropie de mine o persoană foarte dragă, foarte importantă și foarte influentă pentru viața mea.
Și știi ce să ne spună? Cu totul altceva decât Dumnezeu ne spune. Știi ce să ne arate? Cu totul altceva decât Dumnezeu ne arată. Nu te pocăi. Nu te întoarce la Dumnezeu. Nu lua în serios chemarea pe care Dumnezeu ți-o face. Și dacă ar fi un străin, Doamne, ce ușor am scăpat de el. E un străin. E străin, n-am nicio treabă cu el. Dar pentru că e un apropiat, dar pentru că până la urmă e cineva în care am avut încredere, în care am investit încredere, cu care am avut o relație deosebită. Doamne, ce greu e cuvântul pe care îl spune. Mai mult, vedeți? Când mă uit la viața Domnului Iisus, nu-i numai situația aceea când cineva de încredere, până la urmă, vine cu o ofertă din aceasta plăcută, vine cu o ofertă care să-ți aducă un anumit confort, o anumită comoditate, eu știu, o anumită liniște. Când mă uit, și mă uit și în această seară, la ceea ce am citit, vedeți, văd că cel rău întoarce placa. Oare o altă strategie, un alt mod în care să se apropie de Mântuitorul și prin care să-L determine să renunțe la voia lui Dumnezeu exprimată în dreptul lui. Știți ce face el dacă Petru îi aduce ceva bun pentru el? Vine în dreptul lui Iuda și îl convinge pe Iuda să-L vândă pe Iisus. De data asta, e unul din ucenicii săi care nu îi aduce o ofertă, eu știu, plăcută. Din contră. Ceea ce întâlnește Iisus în cazul lui Iuda, îi trădarea, îi vânzarea, îi jignirea, îi durerea. Cu siguranță că l-a durut pe Mântuitorul atunci când a trebuit să conștientizeze faptul că este trădat de unul din apropiații săi. Atunci când mă uit în cartea psalmilor, vedeți la un moment dat, psalmistul e cel care exprimă acest adevăr în psalmul 55. Spune așa, nu-n vrăjmaș mă bat jocurește, căci aș răda. Aș răda dacă știu că e vrăjmaș. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Știu că mi-e potrivnic și fug de el, că n-are rost să stau. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu, tu ești cel care mă vins, tu ești cel care ești împotriva mea și durerea mea e accentuată. Dacă ar fi vrăjmaș, aș suferi. Știu că e vrăjmaș, n-am la ce să mă aștept de la el. Dar pentru că mi-e un apropiat, dar pentru că până la urmă a fost lângă mine, să-l văd operind în felul acesta, durerea mi-e mai puternică. Știi ce se poate întâmpla în situații din acestea? Când cineva întâlnește trădarea, când cineva întâlnește vânzarea, când cineva întâlnește durerea, eu știu, pe calea Domnului fiind, știi ce se poate întâmpla? Un astfel de om să spună, nu mai vreau să fiu în voia lui Dumnezeu. Un astfel de om să spună, nu mai rămâne validă pentru mine chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Și în momentul acesta, oare cum pot să mă depărtez? Pot să renunț la voia lui Dumnezeu? Oare să fie așa? Niciodată așa. Niciodată așa. Și de data aceasta, vedeți, fără să greșim, am putea să spunem că ăsta e un alt obstacol al vrăjmașului adus în viața Domnului Iisus. Vedeți, chiar aici, când mă uit în seara aceasta, extraordinar, modul în care Domnul Iisus, atunci când îl întâlnește pe Iuda, știindu-l de acum un trădător, modul în care se adresează, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului, în abordarea, în cuvintele pe care îi le adresează Domnul Hristos, nu putem vorbi de ranchiună. Nu putem vorbi de răzbunare. Nu putem vorbi de resentiment. Tu ai făcut așa și eu fac la fel. Cred că îmi dați dreptate. Iudo, cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul omului. E o adresare caldă. Nu e o adresare acuzatoare. Fapt că în situația aceasta Domnul Iisus rămâne în planul și în voia lui Dumnezeu.
rămâne în chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, în ciuda durerii pe care el o întâlnește, în ciuda și milii care până la urmă străpunge inima lui. Și mai mult, nici măcar disprețuitoare nu e această adresare. Cel puțin ai putea să zici, puțin de dispreț poate să-și permită Domnul. Dar nu e asta. Domnul Hristos nimic altceva nu îi spune, când ne adresează cuvintele acestea, nu pe un ton al disprețului, nimic altceva nu îi spune decât Iudo. Tu ești cel care amesteci lumina cu întunericul. Tu ești cel care pui împreună sărutarea cu trădarea. N-ar trebui să faci asta. Pentru că sărutarea e ceva sfânt și vânzarea e ceva păcătos. Vedeți, chiar în situația asta, când mă uit în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, pot să-l văd aici pe Domnul Hristos. Pavel e cel care spune, în versetul 23 din capitolul 11, spune așa, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. El își vede propria vânzare. Știți de ce cred că Domnul trece într-un mod extraordinar acest obstacol? Pentru că știu că nu-i simplu să întâlnești vânzarea. Știu că nu-i simplu să întâlnești trădarea, jignirea, ofensa. Câteodată îți trebuie timp ca să poți să te reașezi. Câteodată îți trebuie timp ca să poți să ierți și să mergi mai departe. În cazul Domnului Iisus, putem să-L vedem ca cel care exact în momentul când întâlnește situația aceasta, El e cel care continuă să meargă mai departe. Slăvit să-i fie numele, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră, de la El în seara aceasta învățăm. Mi-aduc aminte la un moment dat, ceva personal ceea ce vă spun, la un moment dat am avut o experiență tare dureroasă cu o adunare la care slujeam. Foarte implicat, dăruit, am zis eu, dezinteresat, fără interese, de niciun fel. Și în ciuda, eu știu, dăruirii mele, totuși, la un moment dat, mi-am dat seama că din partea întregii adunări vine cu totul altceva. Vine, cum să spun, dar toată adunarea, nu, hai să zic, jumătate, toată. Am avut sentimentul că sunt deva un preș în fața ușii de la intrare. Pe care se șterge fiecare intrând. Toată! Și știu că în momentul acela așa m-am îndulerat și fără să spun nimănui, nici măcar soției mele nu i-am spus. Am zis, uite, știi ce o să fac? Păi eu o să mă retrag. Vedeam alți tineri acolo cu perspectivă, ușor, ușor îi promovez, îi las să facă lucrare, păi dar nici așa să fiu eu preș și să relaționez ei în felul acesta față de mine. Și asta mi-a fost până la urmă durerea interioară și hotărârea pe care o luam în sufletul meu, fără să spun nici măcar soției. Și totuși, în ciuda acestei atitudini, vreau să vă spun că am avut o înștiințare din partea lui Dumnezeu în momentele acelea atât de dureroase. Și știți care era înștiințarea? Mă rog, eu căutam un cuvânt al lui Dumnezeu în dreptul unor alte cauze pe care le aveam. Dar Dumnezeu tocmai situația aia a avut-o în vedere. Și înștiințarea, cumva îmi spunea, zice, am văzut că Domnul Iisus te-a chemat în lucrarea Lui. Și tu ai dat mâna cu Domnul foarte bucuros și prinde râvnă pentru chemarea pe care ți-o făcut. Și ai și, eu știu, alergai pe calea lui Dumnezeu, mergeai pe calea lui Dumnezeu. Dar ceea ce tu nu înțelegi bine, e faptul că în voia lui Dumnezeu și pe calea lui Dumnezeu fiind, vei întâlni încercări, vei întâlni greutăți, vei întâlni situații extrem de dureroase. Ție ți se pare că dacă ai dat mâna cu Domnul Iisus, e acum o viață plină de veselie. Într-un sens este. Dar într-un al doilea sens e și încercare și obstacol. Și am văzut până la urmă în fața ta o sobă care ardea foc, încercare. Mare încercare. Și dacă până atunci încălțămintea ți era pe picioare, frumos, râvna Evangheliei, nu-i așa? Alergai. Ei, din momentul acela m-am uitat la încălțămintea ta și încălțămintea ți era ruptă,
Nu mai alergai, de-abia mergeai, mergeai foarte încet. De-abia te târai. Și mai mult, în tot ceea ce se întâmpla, niciun om nu te vedea. Dar mi-a spus Dumnezeu, până la urmă, era lucrarea aceea, mi-a spus Dumnezeu să-ți spun că Dumnezeu te vede. Și îngerii te văd. Și duc sus în cerul un mesaj tare, tare trist. Nu l-ai chemat tu pe el, nu l-ai, până la urmă, ajutat-o pe el, nu l-ai pus tu în voia ta, cum dă un pic de greu, uite ce face. Și mesajul îngerilor este unul deosebit de trist. Dragii mei, nu mai a venit să cred. Și practic vă spun această ilustrație, oarecum ca să vă conving că voia lui Dumnezeu rămâne în ciuda durerii noastre. În ciuda jignirii pe care o întâlnim, în ciuda ofensei de care avem parte, în ciuda lucrurilor din cele mai plăcute pe care viața noastră pe pământul acesta ar putea avea parte de ele. Voia lui Dumnezeu rămâne. Și dacă vorbim în seara aceasta de oameni cu greutate, dacă vorbim în seara aceasta de oameni plăcuți lui Dumnezeu, vorbim de oamenii aceia care escaladează și trec toate obstacolele, indiferent de care natură ar fi ele. Vorbim de oamenii aceia care nu sunt ușori, nu sunt suflați de vânt, nu sunt până la urmă, eu știu, așa de ușor scoși din voia lui Dumnezeu. Să fii scos din voia lui Dumnezeu, asta e ușor. Sunt foarte mulți oameni scoși din voia lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni străini de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu în dreptul nostru dorește să rămânem în voia Lui. Dumnezeu în dreptul nostru dorește să fim în planul Lui, să alergăm împreună cu El. Dacă trebuie să dăm la o parte un obstacol, să dăm la o parte. Dacă trebuie până la urmă să ne desprindem din înfășurarea păcatului, să ne desprindem din înfășurarea păcatului și să mergem înainte pe calea Domnului. Pentru că doar atunci vom fi oameni cu greutate. Doar atunci vom fi oamenii aceia statornici, acelor rădăcini, acelor putere spirituală, nu-i așa, abilitate, capacitate spirituală, e ancorată în Dumnezeu, rămâne în Dumnezeu, rămânem în planul și în voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dragul meu, în seara aceasta, eu știu, văzând câte obstacole, văzând până la urmă câte lucruri pot să apară în viața unui om, ai putea să identifici un obstacol de felul ăsta? Ai putea să identifici până la urmă o legătură care să te țină străin departe de Dumnezeu? Care să te țină departe de voia pe care Dumnezeu o are pentru viața dumneatale? Dragul meu, împreună cu chemarea pe care Dumnezeu ți-o face, să o face la mântuire, nu o face la mântuire, că-i Dumnezeu slăvit să-i fie numele vecii vecilor, vrea să ne scoată de sub puterea întunericului. Vrea să ne scoată până la urmă din vântul întunericului, să ne așeze în voia Lui, să ne așeze în planul Lui, dar în același timp ne responsabilizează și ne învață că noi înșine trebuie să fim oamenii aceia care escaladăm obstacolele, care dăm la o parte piedicile și rămânem în voia Lui Dumnezeu. Vedeți, în seara aceasta, când mă uit la această ultimă încercare a Domnului Iisus, fără să greșim, pot să spun că pentru ultima dată a venit nu numai Satan, consider că a venit iadul întreg la Domnul Iisus. Și nimic altceva nu încearcă iadul întreg decât oprește-te. Nu continua să fii în voia lui Dumnezeu. Nu continua să fii în planul lui Dumnezeu. Și a fost foarte greu. A fost foarte greu. Din natura lui de om, vedeți, Iisus e cel care, venind în lumea noastră, se identifică cu tot ceea ce înseamnă om. A cunoscut și teama de moarte. Oamenii, noi toți cunoaștem teama de moarte. E ceva inerent vieții noastre. E ceva ce face parte din existența noastră. Iisus, întrupându-se, ia asupra Lui toată existența umană. Și în ceasul acesta foarte greu, diavolul e cel care se apropie de El și El mai apoi e cel care mărturisește lucrul acesta. Sufletul meu
este cuprins de o întristare de moarte. Și în acea experiență extrem de dureroasă și de puternică și de marcantă, el e cel care cere ajutor în rugăciune. Rugați-vă! Și nu numai că, până la urmă, cere și caută izbăvirea lui, dar el are în vedere și viața ucenicilor săi. Și înțelege că fără să se roage, fără să strige către Dumnezeu, nu vor putea face față ispitei care îi înfășoară, care până la urmă vine să-i arunce jos de pe calea lui Dumnezeu. În situațiile acestea nu e exclus cel rău să-i fi spus. Nu e exclus să-i fi spus. Poate Dumnezeu să-i mântuiască pe oameni și altfel. Ce trebuie să mergi la Golgota? Ce trebuie să-ți vergi sângele? Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta, fără să-l iau. Totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu exclus cel rău să-i fi spus. Nu l-a iertat Dumnezeu pe David în Vechiul Testament? Nu i-a iertat Dumnezeu în Vechiul Testament pe oameni fără vărsare de sânge? De ce să trebuiască să mori? De ce să trebuiască să-ți vergi sângele? Tot ceea ce Iisus vede până la urmă, tot ceea ce cel rău îi arată, dragii mei, e nimic altceva decât renunță la voia lui Dumnezeu. Același lucru îl spune și nouă cel rău. Ce-ți trebuie ție să mergi pe calea lui Dumnezeu? Ce-ți trebuie ție să te pocăiești? Nu ți-e mai simplu să rămâi în afara pocăinței, în afara botezului, în afara bisericii? Nu vezi tu că ție ți-e mai simplu? Exact în același mod vine și înspre noi. Mai mult, vedeți ucenicii, când îl văd pe Domnul Iisus în felul acesta, ei nu s-au obișnuit să-l vadă așa. Ei l-au văzut în fața mormântului Lazar, strigându-l pe Lazar, Lazar, vino afară, și mortul, cu mâinile și picioarele înfășurate, ieșind afară. L-au văzut spunând mări înfuriate, taci fără gură, și marea să tacă fără gură. Și de data asta, Iisus e cel care spune, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte. E ispitit. E într-o luptă. E într-o încleștare. În momentul acela ei sunt așa de întristați. Vai, dar nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Perspectiva care Iisus o are în față, până la urmă, ceea ce Iisus vede și le arată, îi culcă la pământ. Știi ce spune evanghelistul Luca atunci când Iisus se întoarce, după ce le-a dat în grijă să se roage? Că i-a găsit adormiți de întristare. Puțin a suflat puterea întunericului și i-a pus la pământ. Cel care rămâne în picioare, cel care rămâne să lupte, și lupta e una nu numai spirituală în rugăciune, 3 ore s-a rugat. A stat o oră, a venit la ei, a găsit dormind. S-a dus a doua oară, iar s-a rugat, i-a găsit dormind. A treia oară spune aceleași cuvinte și strigă până la urmă către Dumnezeu. Strigă către Dumnezeu Tatăl, care putea să-L izbăvească, pentru că El singur a rămas în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în calea pe care Dumnezeu avea pentru viața lui. Ucenicii au adormit. Și dragii mei, vedeți în seara aceasta, atunci când vorbim de biruința noastră, sunt 3 lucruri care aș vrea să le vedem împreună. Aș vrea să le vedem împreună. Din această experiență a lui Iisus, atunci când vorbim de dorința noastră de a fi în voia lui Dumnezeu, atunci când vorbim de dorința noastră de a fi în planul lui Dumnezeu, dragii mei, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, de foarte multe ori va implica suferința. Să te culci și să dormi simplu. Să rămâi în picioare. Să spui nu oferte celui rău. Să cauți cu orice preț să treci piedica care stă în față. E, asta e dureros. Și ce putem să spunem în seara aceasta, dragii mei, ca un motiv, ca un mod în care biruința poate să ne fie asigurată, e faptul că atunci când, eu știu, cel rău ne împreșoară, atunci când cel rău până la urmă ne spune că ne va fi greu mergând pe calea Domnului, să fim hotărâți să alegem calea Domnului, voia Domnului, planul Domnului, chiar dacă trebuie să suferim.
Iisus e Cel care, într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Să te culci și simplu. Știi ce zice vrăjmașul? Apoi vezi tu de drumul tău. Vezi de planul tău. N-ai avut un confort până acum, n-ai avut o liniște. Stai aici, omule bun, că ai avut liniște și de acum ai avea liniște. Numai punem ghilimele la liniștea asta. Adormiți de întristare. Dormeau. Într-un sens, nu era bine? Ba da. Dormeau, se odihneau. Ce-mi trebuie mie până la urmă? Ce-mi trebuie mie sudoare, transpirație? Ce-mi trebuie mie suferință? Dar, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta. Voia lui Dumnezeu pentru noi, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, câteodată implică suferința. Câteodată implică cel din familia ta să se uite mai rău la tine. Câteodată implică cel de la locul tău de muncă să te arate cu degetul într-un mod înjositor. N-ar trebui să fie așa. Și totuși, din păcate, așa este. Din păcate, lucrurile așa stau. Dar dacă cu adevărat îmi doresc să fiu în voia lui Dumnezeu, dacă cu adevărat îmi doresc să fiu în planul lui Dumnezeu, rămân în planul lui Dumnezeu. Rămân în voia lui Dumnezeu. Dacă trebuie să sufăr, dacă trebuie să fiu nedreptățit, dacă, nu știu, trebuie să simt într-un anumit fel, simt în acel fel, dar rămân în voia Domnului. Vedeți, de foarte multe ori, ieșim din voia Domnului, tocmai datorită faptului că căutăm acea liniște, căutăm acea, cum să spun eu, acel confort, acea satisfacție sufletească, am putea să o numim în felul acesta. Uitați-vă dumneavoastră ce spune aici în 1 Petru, capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că și El ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ce spune Petru? Cum Iisus a suferit, înarmați-vă și voi la fel. A suferit Iisus și noi trebuie să suferim. Și câteodată suferința aceea e una interioară. Poate după mine, după carnea mea, m-aș duce în zona în care lumea mă cheamă. M-aș duce în zona în care diavolul mi-arată, puterea întunericului mi-arată. M-aș duce. Și ar fi un confort, ar fi o plăcere, ar fi o satisfacție. Dar pentru că m-am înarmat cu suferința în minte, nu mă duc acolo. Nu mă duc acolo. Poate eu știu, vedeți, toată carnea mea va spune, trebuie să bei un pahar de odihnă. Dau un exemplu. Toată carnea mea va spune, trebuie să ții drogul. Trebuie până la urmă, trebuie neapărat să fumezi. Da, carnea va spune. Dacă eu zic, nu fac asta, că vreau să rămân în voia lui Dumnezeu, ei, nu mă voi simți chiar bine pe dinăuntru. Evident. Că voi avea un disconfort, voi avea o nemulțumire, o neplăcere, cel puțin în prima fază. Dar pentru că am ales voia lui Dumnezeu, uite ce spun. Pentru că aleg voia lui Dumnezeu și m-am înarmat, dacă trebuie, cu suferința, în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să fim oamenii aceia, dragii mei, hotărâți, hotărâți să rămânem în voia lui Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să ne doară. Stimați invitați în seara aceasta, sigur atunci când plecăm la drum întâlnim asta. Și sunt foarte mulți oameni care nici nu pleacă la drum. Tocmai datorită faptului că își doresc să evite astfel de neplăceri. Dar ce-mi trebuie mie? Nu mă pot eu culca și să dorm liniștit? Da, numai că somnul ăsta nu ia liniștit. Somnul ăsta nu-i, până la urmă, nu aduce o dină care vine de la Dumnezeu. E ceva înșelător. E ceva ce mă scoate din binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru viața mea. Un alt lucru care îl văd aici, vedeți, când mă uit la modul în care Iisus a biruit, eu sunt foarte surprins de felul în care El a procedat. Putea să ascundă de ucenicii săi
că trece prin momentele astea. Și poate foarte mulți oameni, eu știu, într-o anumită autoritate, eu știu, părinți, oameni care conduc un business, eu știu, oameni din fața unei adunări, din fața unei biserici. Dacă ar trebui să treacă prin momente grele, de derivă, de, până la urmă, de oferta răului, de scoatere din voia lui Dumnezeu, poate foarte mulți oameni ar ascunde lucrul ăsta. Dar ce trebuie să-l vadă ceilalți? Dar ce trebuie să știe până la urmă ceilalți problema mea interioară? Frământarea pe care o am, ispita, obstacolul pe care îl întâlnesc, neputința în care mă găsesc. Sunt surprins de modul total diferit în care Iisus operează. În loc să se ascundă de ucenicii săi, El e Cel care se deschide în mod absolut față de ei. Și le comunică și le spune ceea ce El întâlnește cu adevărat. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Cu alte cuvinte, El e Cel care demască ceea ce se întâmplă. El e Cel care aduce la lumină înfășurarea pe care vrăjmașul o face. Și știi ce socotesc eu în seara aceasta? Că e important lucrul ăsta și pentru viața noastră atunci când vrem să biruim. Vrăjmașul, dragii mei, obstacolele, piedicile, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, e așa de greu de biruit când e tăinuit în inimă. Eu mi-aduc foarte bine aminte, 23 de ani aveam, foarte bine mi-aduc aminte, sunt mulți ani de atunci, sunt aproximativ 11 ani, când stătea în fața mea chemarea pe care Dumnezeu mi-o făcea. Când stătea în fața mea, până la urmă, voia lui Dumnezeu care mi-era arătată. Și știi ce spuneam uitându-mă la chemarea lui Dumnezeu? Mă uitam la chemarea lui Dumnezeu și mă uitam la neputința mea. Și uitându-mă la neputința mea, practic mi se comunica un mesaj, neputința aceasta, era așa de puternică, îmi comunica, n-ai să reușești. N-o să te descurci. N-o să poți să mergi pe calea Domnului. Știi care a fost salvarea mea? Într-una din serile când m-am dus la adunare, i-am exprimat neputința mea unui suflet de acolo, în care l-am avut întreia. Am zis, uite, m-aș duce, aș pleca, aș trăi pentru Dumnezeu, dar n-o să reușesc pentru că îmi văd neputința. N-o să uit niciodată în viață, cu câtă naturalețe, cu câtă deschidere, cu cât zâmbe sufletul acela, s-a uitat înspre mine și mi-a spus, astfel de lucruri pot fi biruite. Astea-s pleacuri. Și aveam până la urmă un mesaj în inimă care spunea, nu poți să treci, nu, obstacolul ăsta nu se trece. Și aveam în față un suflet în care aveam încredere, foarte natural, foarte deschis, foarte iubitor, îmi spunea că se poate trece. L-am crezut pe el. Și am zis să știi că el are dreptate. Și eu în momentul ăsta sunt mințit. Eu în momentul ăsta sunt învăluit. Și am plecat la drum. Și am avut dreptate. Vedeți dumneavoastră atunci când ne uităm, bună oară, la botezul pe care îl săvârșește Ioan Botezătorul. Sau lucrarea pe care apostolii o fac. Știți care e un detaliu din preună cu botezul săvârșit? Un detaliu pe care Evanghelia îl menționează și mai apoi cartea Faptele Apostolilor. Faptul că ei, oamenii aceia, au dat în afară tot ceea ce era în inima lor. Cu alte cuvinte, și-au mărturisit păcatele. Au demascat răul interior, care era mai puternic decât ei. Mai apoi, când ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, în urma unor lucrări care se fac acolo de natură spirituală, putem să-i vedem pe oamenii care sunt observatori acelor lucrări, că vin ei singuri să mărturisească ceea ce făcuseră. Pentru că atunci când ne deschidem, deschiderea aceasta implică și umilința noastră. Deschiderea aceasta implică și smerenia noastră. Dragii mei, facem un pas mare către biruința atât de mult dorită de sufletul nostru. Și ultimul lucru care îl spun. Vedeți dumneavoastră biruința noastră pe calea lui Dumnezeu. Reușita noastră ca după ce m-am pocăit să merg până la cale. Știți de cine depinde? Depinde mult, nu? Poate că nici puțin spus mult. Depinde în totalitate de Dumnezeu. Așa de frumos, vedeți, Iisus a înțeles că trebuie să se roage.
Nu i s-a părut mult să se roage o oră. Era până la urmă un obstacol extraordinar în viața lui. Și a ales să se roage o oră. După o oră s-a mai rugat o oră. După a doua oră s-a rugat a treia oră. Și așa de frumos, vedeți? Dumnezeu din ceruri a trimis un înger ca să-l întărească. Cu alte cuvinte, vedeți, atunci când eu, practic, de ce nu pot trece obstacolul? Când mă uit la el, mă uit numai pământește. De ce până la urmă nu aleg calea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? Pentru că am o perspectivă dincoace pământească. Calea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, e o perspectivă dumnezească, cerească. Și de foarte multe ori, un om nu vede perspectiva dumnezească. Știi ce vede săracul om? Și noi, oamenii, toți suntem. Vedem numai perspectiva pământului. Atât. Și în momentul ăla suntem ca și cum n-am avea vedere. Și așa de mare nevoie Dumnezeu să intervină în universul nostru interior. Să intervină în viața noastră. Și din preună cu perspectiva pământească. Nu-i așa? Păi uite, mă dă afară de la servici dacă mă pocăiesc. Uite, până la urmă, cei din familie vor fi împotriva mea dacă mă pocăiesc. Eu știu, pierd următoarele lucruri dacă mă întorc la Dumnezeu. Când îmi dă Dumnezeu din preună cu ceea ce pierd, dimensiunea cerului, dimensiunea vieții veșnice, dimensiunea prezenței sale în viața mea, wow! Doamne, cum mi se deschid ochii! Doamne, cât de fericit sunt! Doamne, cât de bucuros sunt în momentul acela! Că nu văd numai ceea ce este pământesc, văd și ceea ce este dumnezeiesc, slăvit să fie numele Domnului. În dreptul lui Iisus a fost trimis acest înger. Și îngerul acesta i-a arătat perspectiva cerului. Și o vede clar, i-o arată Dumnezeu. I-o arată că trebuie să meargă la moarte, trebuie să sufere, trebuie să fie răstignit. Arată mai apoi că milioane de oameni, dacă nu miliarde, vor veni la Domnul. Vor căpăta ispășire prin jertfa care s-a dat. Vor căpăta iertare de păcate prin sângele care s-a scurs. Și un mare număr de oameni îl va slăvi pe Dumnezeu pe întregul continent al Pământului. Și Iisus în momentul acela are perspectiva aceea. Și se ridică și e hotărât să meargă pe calea Domnului. Dacă până atunci a oscilat, dacă până atunci cel care El spune, Tată, toate lucrurile sunt putință pentru tine, să nu beau paharul acesta. Ei din momentul acela se ridică și spune, hotărât să merg pe calea Domnului. Îs hotărât să fac voia Domnului. Îs hotărât să fiu în voia lui Dumnezeu. Și e atâta de bun Iisus. Îl are în față pe cel care l-a vândut. Pentru că în voia lui Dumnezeu îi se adresează cu atâta dragoste. Îi are în față pe cei care au venit să-L lege. Reacția ucenicilor ți s-ar spărea că e și omenească. Și normală până la urmă. Doamne, să lovim cu sabia. Păi ăștia fac o nedreptate. Și chiar a lovit cu sabia. Ucenicul Domnului Iisus Petru. Și Iisus e cel care se atinge și vindecă. Iisus e cel care se atinge și dă vindecare urechii omului aceluia. Și merge către voia lui Dumnezeu. Merge către ținta arătată de degetul lui Dumnezeu. Trecând fiecare obstacol. Slăvit să fie numele Domnului. Dragul meu, în seara aceasta închei. Știu că ai obstacole. Știu. Oricare om le are. Pentru că vorbim de puterea întunericului. Vorbim de cel care nu vrea să ne scape din mâna lui. Vorbim de cel care nu vrea până la urmă să luăm drumul Domnului. În seara aceasta, practic am putut să vedem în cuvântul lui Dumnezeu, obstacole pot fi trecute. Amărăciunea, jignirea, trădarea poate fi trecută. Oferta aceea care în prima fază ți s-ar părea binefăcătoare poate fi trecută. Voia oamenilor, care e așa de clară și de categorică pentru dumneatare, poate fi trecută cu vederea. Pentru ca voia lui Dumnezeu să rămână în viața noastră. Și noi, bucuroși, hotărâți, să pășim în ea, să fim în ea și în felul acesta să fim binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să fim în voia lui Sfântă. Amin. Amin. Vreau să încheiem seara aceasta. O rugăciune. În urma cuvântului pe care l-am auzit, m-am dus cu gândul și mi-am amintit de Cartea Apocalipsa, capitolul 2 și 3, unde Duhul lui Dumnezeu vorbește bisericilor, 7 biserici din Asia Mică, pentru fiecare are un mesaj, pentru unii de laudă, pentru unii de mustrare. Însă,
Ce identic pentru toate este faptul că în încheiere fiecare biserici face promisiuni. Însă promisiunile lui Dumnezeu pentru acele biserici erau adresate doar acelora care au biruit. Scriptura vine și spune, cel ce va birui, va primi binecuvântare. Cel ce va birui, cel ce va birui. Cu toții ducem o luptă. Vrăjmașul vrea să ne scoată din planul lui Dumnezeu, nu vrea să ne lase să intrăm acolo. Cu toții luptăm. Dumnezeu să ne dorească biruință. Amin. Vrea ca această rugăciune de încheiere pe care o vom face în seara aceasta să fie o rugăciune în care să ne rugăm pentru biruință. Amin. Avem nevoie cu toții să biruim. Unii suntem poate undeva mai jos, alții undeva mai sus pe drumul acesta al credinței, dar pe oriunde am fi pe drumul acesta, luptă există, suferință există, împotrivire există, ispită există, o luptă trebuie să o ducem. Important este, spunea Apostolul Pavel la un moment dat, eu mă rup, dar dau cu cumul, dar nu ca unul care dă în vânt. Important e să luptăm și să avem biruință. Pentru asta e nevoie de rugăciune, nevoie de hotărâre și Dumnezeu să ne ajute. În felul acesta să căutăm pe Domnul și să biruim orice obstacol. Înainte de a face această rugăciune, în care în mod special vreau fratele Marius Tuza să se roage pentru noi, să se roage pentru biserică, nu numai el, ci și noi, vreau să ne rugăm și să spunem, Doamne, dă-ne biruință în cele pe care nu putem. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Poate ni s-a părut mult astăzi, două ore aici, poate nu-i mult, poate că o să mergem acasă și dorim să biruim, o să continuăm să ne rugăm, dacă vom face. Dumnezeu nu va rămâne datorul rugăciunilor noastre, ci în fiecare și pentru fiecare dintre noi Dumnezeu va aduce biruință, slăvit să fie Domnul. Dar înainte de a face această rugăciune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru prezența Domnului. Mulțumesc Domnului pentru toți cei care ați ales să fiți în locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim fraților care au venit de la Vespedea sau ostenit să fie împreună cu noi. Fratelui Marius, care a venit de la Sighet, zicem și noi ca Dumnezeu să-L întărească în slujirea în continuare. Domnul să fie cu ei. Pentru că după momentul acesta al rugăciunii ne vom despărți, vreau să vă anunț cu dragoste și cu bucurie faptul că această seară de evangelizare va fi continuată și miercuri, și joi, și vineri, prin Harul lui Dumnezeu. Toți cei ce sunteți aici, în continuare sunteți invitați în casa Domnului. Toți cei care puteți să mai invitați oameni la părtășie cu Domnul, să faceți lucrul acesta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Prin Harul lui Dumnezeu, în seară, vom avea slujitori de undeva din zona Dejului, care vor lucra pe Domnul. De asemenea, împreună cu noi va fi fratele pastor Simeon Bumbar, care va vesti cuvântul Evangheliei. Dincolo de ei, vreau să privim spre Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu va fi cel care, la fel cum a lucrat în seara aceasta, va lucra și mâine și în serii următoare. Dumnezeu să fie lăudat pentru lucrul acesta. Amin. Așa cum am spus, vrem să încheiem cu rugăciunii, ne putem în picioare. Fratele Marius Tuza va face această... Doamne, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, ne închinăm noi în seara aceasta înaintea măririi Tale și cu multă bucurie, cu multă recunoaștere în inimă, recunoștință, venim să-ți mulțumim, să ne închinăm, să te slăbim. Știm, Doamne, că ești Dumnezeu. Știm, Doamne, că în mâna Ta e biruința, știm lucrul acesta. Și știm că vrei să-L dai fiecăruia dintre noi. Suntem conștienți de lucrul acesta. Și pentru aceasta, inima noastră e plină de mulțumire față de Tine, de reverență, de recunoaștere, de închinare, binecuvântare, lăudat fie numele Tău. Ești Domnul nostru. Ești singurul Salvator. Cu multă bucurie venim înaintea Ta mărindu-ți numele, Doamne, că ai venit în lumea noastră. Ești singurul izbăvitor și Salvator. Trăiască numele Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Vreau să-ți mulțumesc și pentru seara aceasta, Doamne. A fost mâna Ta providențială că am putut să fim în locul acesta. Și fiecare suflet care a pășit în această casă de adunare, sunt convins că e cunoscut de Tine, Doamne. Sunt convins, Doamne, că în mod providențial a putut să vină în locul acesta. Și în momentele acestea de seară, Doamne, de încheiere, Doamne, de slujbă, te rog în bunătatea măririi Tale, uită-Te la fiecare dintre noi și Te rog, dă-ne eliberare fiecăruia, Doamne. Te rog, dă biruință fiecărui suflet din locul acesta. Mă rog pentru suflete lovite de amărăciune, lovite de resentiment, lovite de durere sufletească, Doamne, de jignire. Mă rog în momentele acestea, Doamne, în bunătatea măririi Tale, Doamne,
să lași curățire, iertare și eliberare în bunătatea Ta, Doamne. Mă rog pentru suflete momite, Doamne, momite de cel rău, prin diferite plăceri, prin diferite oferte, Doamne, care incorrect aduc, Doamne, o anumită plăcere, o anumită satisfacție. Stau înaintea măririi Tale, Doamne, și chem numele Tău de Dumnezeu în seara aceasta, pentru că știm, Doamne, că plăcerile acestea ale păcatului sunt de o clipă, Doamne. Și voia Ta, Doamne, este veșnică și eternă. Și de aceea Te rog, Doamne, eliberează în locul acesta și binecuvintează, Doamne. Mă rog în seara aceasta să binecuvintez copiii, Doamne. Mă rog în seara aceasta să binecuvintez părinții, Doamne. Mă rog în seara aceasta să binecuvintez adunarea. Să binecuvintez lucrarea de aici, de la Vișeu, Doamne. Mă rog pentru conducerea bisericii, pentru frații așezați de Tine, Doamne. Lasă binecuvântare, Doamne. Și serile care urmează, Doamne. Te rog în bunătatea măririi Tale să lași binecuvântare, Doamne. Să lași har și ajutor. Ne închinăm și Te slăvim. Și binecuvântăm numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh în veci de veci. Amin.